perioada 20 martie, 28 aprilie, 40 de zile de post și rugăciune pentru România. Săptămâna 5, 15 aprilie, 21 aprilie. În această săptămână ne vom ruga în mod deosebit pentru țară, pentru România. Și ne vom ruga pentru România ca și sisteme în care este organizată societatea noastră, respectiv sistemul politic, economic, sistemul de învățământ, sistemul de sănătate, sistemul juridic, sistemul de siguranță, armată, poliție, jandarmerie, servicii de siguranță națională, media, cultură, artă, sport, adică pentru toate sectoarele de activitate în care este împărțită societatea noastră. Și ne vom pocăi pentru țara noastră, pentru multe lucruri, dar în mod specific și în mod deosebit, ne vom pocăi pentru păcatul corupției, care este un păcat, un flagel endemic în România. Ne pocăim de tot soiul de abuzuri comise prin instituții asupra unor categorii sociale. Ne pocăim de fără de legi care au pătruns în sistemele, în instituțiile țării noastre. Ne pocăim pentru faptul că au fost modificate legi care permit pătrunderea corupției și favorizează fără de legea care se pătrunde în sistemele societății noastre. Ne pocăim pentru mită, pentru trafic de influențe, pentru chiar cu periclitarea siguranței naționale. Ne pocăim pentru vânzarea de resurse ale țării fără a se ține cont de interesul național. Ne pocăim pentru decizii greșite la nivelul național și local cauzate de corupție, pentru relații defectuoase între segmentele societății care duc la lipsă de unitate națională, pentru trădarea interesului național în relația cu alte state, pentru decizii greșite care au fost defavorabile țării noastre în anumite situații. Ne rugăm pentru țara noastră în relațiile economice, politice, de siguranță națională, ca să fie păzită de astfel de decizii greșite și de astfel de forme de lipsă de loialitate ale celor care iau decizii în aceste vremuri pentru țara noastră. Să ne rugăm pentru ca toate formele de fragmentare ale societății, de incitare la ură, la dezbinare, la lipsă de comunicare între anumite grupuri etnice sau chiar grupuri sociale din țara noastră să fie oprite și Dumnezeu să lucreze o restaurare la nivelul întregii națiuni în ce privește unitatea între diferitele segmente ale societății și între diferitele grupuri etnice ale țării. Ne rugăm în mod deosebit pentru siguranța țării, pentru pacea și protecția țării, pentru integritatea teritorială a țării noastre, pentru integritatea și unitatea națională a țării noastre. Apoi ne rugăm pentru ca toate schimbările defectuoase care s-au făcut în diverse sectoare de activitate ale societății, în învățământ, în sănătate, în sistem fiscal, în economie, în gestionarea patrimoniului țării, să fie îndreptate rapid și aceste erori să fie corectate prin măsuri înțelepte. Să ne rugăm apoi pentru gestionarea corectă a resurselor din țara noastră și pentru protecția lor, ca resursele țării noastre să nu mai fie înstrăinate într-un mod incorrect. Să ne pocăim pentru compromisurile și alianțele defavorabile României, în care România a fost făcută parte în plan intern și internațional în relațiile internaționale. Să ne rugăm apoi pentru lipsa de verticalitate și de curaj a autorităților române în relațiile cu instituțiile internaționale, în ce privește apărarea familiei, a valorilor creștine ale societății noastre. Să ne pocăim apoi și pentru dezinformările și tot soiul de știri false care sunt vehiculate prin media, prin televiziuni, prin media scrisă, prin comunicarea prin internet. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină aici și adevărul Domnului să fie transmis prin toate aceste căi mediatice. În mod deosebit să ne rugăm pentru trezirea și curățirea conștiințelor acestor oameni de influență în națiune și a celor cu putere de decizie care guvernează țara la nivel național, regional, local sau pe sfere de activitate. Ne rugăm pentru mântuirea lor, pentru teamă de Domnul în inimile lor, pentru înțelepciune, integritate, curaj, claritate în decizii, competență și viziune pentru interesele esențiale ale României. Aș vrea să punem foarte mare accent în această perioadă pentru curățirea structurilor de autoritate ale țării noastre, de forme de corupție, ca Dumnezeu să curățească inimile oamenilor corupți sau să curățească sistemele țării noastre de oameni corupți. Dumnezeu să lucreze în țara noastră cu mare putere.
fac